Mă numesc Răzvan Arsene, sunt manager de calitate în Autoliv România, divizia TRO, în Lugoj. Am primit cu bucurie vestea că se organizează evenimentul ăsta, pentru că, după cum poate nu-i foarte vizibil deocamdată, nu există în România o cultură vis-a-vis de managementul performanței, vis-a-vis de bunele practici care există și care ar putea fi împărtășite și cu mici antreprenori și firme care nu beneficiază de know-how sau de cunoștințele importate odată cu investiția, practic. Ce aș adăuga? Aș adăuga persoane care au nu doar expertiză tehnică sau expertiză vis-a-vis de cum se fac lucrurile, ci și persoane care au drepturi și decid pentru organizații mari, persoane care își asumă multă responsabilitate și automat pot să probeze prin experiența lor eficiența sau lipsa de eficiență a unor metode sau, din contră, să infirme posibilitatea de a copia o metodă de la o companie la cealaltă. În fond și la urma urmei, fiecare are propria rețeta succesului și asta am și observat în aceste două zile foarte mult, că fiecare prezintă un overview referitor la cum face, consideră că face foarte bine și în același timp vede destul de puține corelații directe cu modurile în care ceilalți colegi își desfășoară activitatea. Că suntem fiecare diferiți, nu doar ca indivizi, dar și ca și companii din care provenim, culturile sunt diferite și asta e foarte evident. Ce aș mai adăuga, chiar am discutat cu organizatorii, fiind primul eveniment, poate era mai greu de atras atenția, dar cu siguranță la următorul ar trebui să aducă câteva persoane reprezentative din top 300 din România. Asta ar aduce cu siguranță o plus valoare vis-a-vis de best practice-ul care se poate sau nu share-ui între indivizi și în fond și la urma urmei evenimentul are reprezentativitate pentru țară. Înseamnă că ne mișcăm într-o direcție pe care eu personal o văd pozitivă în momentul.